Hei, bineînțeles, nu am uitat, am pregătit și surpriza emisiunii. Poate cea mai importantă cultură pentru fermierii din România este porumbul și în această categorie compania Corteva AgriScience chiar pune la dispoziție tot ce este nevoie pentru producții record, pentru acele rezultate ale fermierilor campioni pe care le bine cunoaștem cu toții de ceva ani încoace. Ce ar trebui să știm despre modul în care fermierii aleg sau au ales deja, pentru că știu că sunt vândute majoritatea cantităților de hibrizi de porumb, ce ar trebui să nu le lipsească după acest moment, după achiziționarea hibrizilor? Ce produse trebuie să aibă în magazie? Da, corect. Compania Corteva este lider în cultura porumbului și asta ne-a făcut cunoscuți pe plan mondial. Imediat după achiziționarea seminței, trebuie să avem grijă la tratamentul sămânță care a fost aplicat, pentru că tanimecusul este o reală problemă în această zonă, în estul Europei. Cunoaștem faptul că neonicotinoidele sunt încă subiect de bătaie și de discuție. Din păcate, semnele nu sunt foarte bune în această direcție. Va trebui să ne adaptăm și noi. Și Corteva nu stă degeaba, chiar a adus o nouă soluție în acest domeniu pentru tanimecus, pentru tratamentul sămânță. Anul acesta am primit omologare temporară pentru Lumiposa, care se utiliza până acum la tratamentul seminței la rapiță, poate fi utilizat și pentru tratamentul semințelor de porumb în controlul acestui dăunător, Tanimecus dilaticoris, care începe să facă din ce în ce mai mari probleme an de an, lipsa insecticidelor de pe piață, făcându-și simțită prezența, și această populație devine un real pericol în această zonă. O verigă importantă pentru o producție de porumb ridicată este cu siguranță și erbicidarea. Dacă ar fi să oferim fermierilor cele mai importante sfaturi în ceea ce privește erbicidarea, care ar fi? Compania Corteva consideră că înlăturarea burienilor sau combaterea burienilor în post-emergență reprezintă numeroase avantaje. Pe lângă faptul că fermierul are posibilitatea să vadă burienile, să înțeleagă spectrul de burien pe care ar trebui să-l combată. Se alătură inclusiv condițiile climatice, interdependența față de precipitații sau față de temperaturi sunt lucruri pe care noi le considerăm foarte importante în decizia erbicidului cu care dorim să combatem burienile. În portofoliul Corteva se regăsesc erbicide complete care combat atât burieni monocotiledonate cât și dicotiledonate, destinate segmentului de post-emergență. Atât post-emergență timpurie, precum erbicidul Arigo, care poate fi aplicat începând cu stadiul de 2 frunze, cât și post-emergență clasică, să o numesc așa, atunci când porumbul se află în stadiul de 4-6 frunze dezvoltate, și aici aș dori să enumăr Arigo, Principal Plus, sau recomandarea Corteva de Principal Plus, Mustang, sau post-emergență târzie, peste 6 frunze, între 6 și 8 frunze ale porumbului, și aici erbicidul Arigo și Principal. Începând cu acest an, compania Corteva vine în sprijinul fermierilor cu un erbicid nou, erbicidul Principal Forte, erbicid care le oferă șansa să combată burienile atunci când porumbul se află și în stadiul de 9 frunze. Ce aduce nou erbicidul Principal Forte? Erbicidul Principal Forte are tehnologia Safener încorporată. Ce înseamnă această tehnologie Safener? Tehnologia Safener ajută ca planta de cultură să metabolizeze substanțele active din erbicid și să le degradeze mult mai ușor, ducând astfel la o selectivitate foarte mare față de cultura de porumb.
Un alt avantaj pe lângă tehnologia Safener încorporată în erbicidul principal Forte, îl reprezintă o perioadă mai largă de aplicare, respectiv începând cu stadiul de 2 frunze până la stadiul de 9 frunze ale culturii de porumb. Iar ca ultim avantaj, aș dori să menționez combinația unică de substanțe active pe care erbicidul principal Forte o conține. Deci putem spune că acest produs principal, nu necunoscut fermierilor în alte formule, acest produs nou îmbunătățit va deveni una dintre vedetele portofoliului de porumb. Desigur, principal Forte în esență reprezintă upgradarea erbicidului principal plus, respectiv pe lângă substanțele active deja bine cunoscute de către fermieri, rimsulfuron, nicosulfuron și dicamba, apare tehnologia Safener încorporată în formularea acestuia. Așadar, sunt fermieri care au accesat această oportunitate, au cumpărat sămânță tratată cu Lumiposa, dar mai au nevoie pe parcursul vegetației și de alte produse. Ce le mai recomandați? La fel ca și în cazul altor culturi, bineînțeles, dacă atacul este unul susținut pe o perioadă lungă de timp, este cu o presiune foarte mare de dăunători, se recomandă aplicarea insecticidelor foliare. Iar în, în această zonă, noi putem să le oferim soluția Inazuma. Soluția Inazuma este ideală pentru fermierul din România, este în continuare unică pe piața din România, pentru că are un mod de acțiune dublu. Este singurul insecticid de la ora actuală în România care conține atât un piretroid, o acțiune de șoc, să spunem așa, cât și o acțiune sistemică datorată acetamipridului din acest insecticid. Deci avem un insecticid foarte complex. Care se aplică când anume? Se aplică atunci când este nevoie, în special, pentru că, așa cum am spus, dăunătorii nu au o anumită fenofază. Da, dacă vorbim de Tanimecus, primele faze de vegetație până în 6-8 frunze sunt cele mai periculoase pentru Tanimecus. Dar Inazuma are omologare în special și pe Ostrinia, pe Diabrotica, dăunători care apar mai târziu, apar în perioada de înflorit, de înspicat. Și Inazuma se aplică foarte bine și în această perioadă. În ultimii ani vedem că iarăși lepidopterele fac din ce în ce mai multe probleme în această perioadă aproape de înflorit, când atacurile, cel puțin pe zona de sud a României, sunt puternice și trebuie să luăm în considerare o a doua aplicare de insecticid în acea perioadă. Ar mai fi alte produse cheie pe care trebuie să le dețină fermierii? La fel ca și la cultura de cereale, de rapiță și de floarea soarelui, avem 2 noutăți în portofoliu, Chinsidro Nutri și Utrișa. Chinsidro Nutri, fertilizant de tip EC, fertilizant care se aplică la cultura de porumb în fenofaza de 2, 4, 6 frunze pentru o bună dezvoltare a porumbului, și Utrișa, care este fixator de azot din atmosferă, unic pe piață, pe bază de bacterie, ce poate fi folosit la cultura de porumb convențională sau ecologică, biologică. Momentan știm că prețurile la azot descresc, dar asta nu va ține o veșnicie, pentru că vedem barilul este în continuare crește, deci ne așteptăm ca în viitor azotul să fie un element din ce în ce mai scump. Soluția noastră Utrișa-N este o soluție adaptată acestei probleme. Putem fixa cu Utrișa-N până la 60-70 la kilograme substanță activă de azot. Deci putem suplini din cantitatea de azot aplicată porumbului doar pentru o aplicare foliară cu acest produs Utrișa-N, acest produs biologic fixator de azot din atmosferă. Când este recomandată aplicarea lui? La cultura de porumb, Utrișa-N este recomandat să se aplice în faza de 4-6 frunze, dar foarte important, trebuie să ținem cont că la culturile de primăvară aplicarea trebuie făcută la peste 10 grade Celsius. Vorbim de un organism viu, totuși, de o bacterie care trăiește și se multiplică în plantă atunci când temperaturile sunt pozitive.
aplicarea acestei bacterii, deoarece ea intră prin stomate în interiorul plantei și colonizează plantele, automat ne împinge cu momentul aplicării de dimineață până în ora 11-12, când stomatele sunt deschise pentru a avea eficacitatea cea mai bună. Cu cât produsul este aplicat mai târziu de fenofaza de 6 frunze, procentul de azot fixat din aer va fi unul mai mic. Cu cât va fi aplicat mai devreme, vom fixa o cantitate mai mare de azot. Avem studii în care arată putem suplini de la 30 până la 75 kg substanță activă de azot doar printr-o aplicare cu utrișa. Deci înlocuim fertilizarea fazială cu un produs bio care lucrează în simbioză cu planta.